Bună! Sunt Ioana Buldea Constantinescu și astăzi pe BookTube-ul editurii Litera aș vrea să vorbim despre singurătate. De fapt, despre 3 ani de singurătate. Este o nouă apariție în colecția Folio semnată Claire Alexander și un roman foarte interesant despre Meredith Meggs, care nu a ieșit din casă de 3 ani, de fapt 3 ani și jumătate. E un roman foarte, foarte interesant, foarte detaliat, foarte dinamic, foarte spumos, cu foarte mult umor, despre tot ce presupune sănătatea psihică, despre felul în care o traumă ne fracturează cumva existența și ne împarte viața într-o lume interioară și o lume exterioară, despre cât de greu este să le conectăm pe cele două. Meredith nu este singură, are o întreagă rețea de prieteni, de întreajutorare, cum se spune contemporan. Are oameni pe care ea însă și îi ajută, îi sprijină, îi susține în efortul lor de a se apropia de lume și de a-și înțelege lumile interioare, dar are o relație complicată cu ușa de la intrare. E o carte, cum spuneam, foarte dinamică și mi se pare un lucru într-adevăr remarcabil să scrii despre o eroină care stă în casă, care nu iese din casă într-o manieră atât de alertă, făcând să se întâmple atâtea și atâtea lucruri în fiecare zi. E o carte cu personaje foarte bine conturate, care fiecare cresc cumva, odată cu povestea și odată cu eroina pe parcurs. Și e o carte care, în mod ciudat, deși vorbește, cum spuneam, despre traumă, vorbește despre depresie, vorbește despre puncte zero, dacă vreți, despre momente în care realmente timpul se oprește și trebuie să iei o decizie de viață majoră, nu-și pierde niciodată orizontul luminos, nu pierde niciodată speranța și nu pierde niciodată acel ceva foarte special care face o carte să fie într-adevăr bună. Încrederea sau neîncrederea în umanitate, în resursele noastre interioare, în faptul că putem nu neapărat să ne depășim felul în care e scrisă matrița noastră emoțională, dacă vreți, dar să depășim lucrurile în care credem cu încăpățânare și într-un efort autentic, dar care ține în același timp de cât de perfectibili suntem, să întindem mâna spre celălalt.